Bucurați-vă, mitici și mitice, am scăpat de Sfânta Parascheva. E vremea voastră acum, a venit Sfântul Dumitru. Cum? A și trecut Sfântul Dumitru? Și pe mine de ce nu m-a informat nimeni, a? Nu, poate aveam și eu ceva de zis în privința asta. Oh, oh, nu săriți așa, nu de rău, de bine, de foarte bine. Uite ca Gigi, de exemplu. Îți dai seama ce popor avem, ce neam credincios? Cum? Unde vezi tu să stea oamenii 15 ore, 20 de ore la coadă? Exact, nea Gigi! Unde mai vezi tu oameni care să stea la coadă 15-20 de ore? Nicăieri! Pentru că peste tot în lume oamenii sunt civilizați și eficienți și n-au nevoie de cozi. Dacă tot vorbim de cozi, nu se poate să nu vorbim și de oamenii care stau în aceste cozi. De exemplu, această doamnă. O tânără, de pildă, vinde o falsă poveste ca să strângă bani. Și-a înfășurat bandaje pline cu iod în jurul mâinilor și le-a spus credurilor că a fost victima unui accident cumplit. Uite aici, eu îți promit că toată ziua cerșesc aici în urmă și mă bag aici. Și să vezi ce faci, îmi pui tu mie întrebări. Interesant, i-au crescut mâinile la loc, în sensul că a început să tragă de bandaje cu dinții și au apărut, surpriză, mâinile nevătămate. Minune, fraților, i-au crescut mâinile la loc, vă dați seama? Sfântul Dumitru chiar funcționează, poate să facă mâinile să crească la loc chiar și atunci când n-au fost tăiate. E o dublă minune. Sunt curios ce alte minuni mai face. Nu știu, poate să mulțească banii, domne? Se pare că da. La concurență cu ea, un fals preot spovedea oamenii contra cost. A reușit în felul acesta să strângă sume însemnate. Vi se oferă sume de bani? Da, mi se dă care mă cunoaște. Ei au venit cu încredere la dumneavoastră, iar dumneavoastră nu sunteți preot. Da, asta mă judecă Dumnezeu. Ce v-am spus eu, poate să mulțească și banii. Dacă te deghizezi în preot și ceri bani pe spovedanii, se mulțesc automat și banii, nu? E o altă minune, trebuie să recunoaștem. Dar de ce să te oprești aici? De ce să ceri bani doar pe spovedanii? Dacă tot te-ai deghizat în preot, de ce să nu strângi bani și pentru o catedrală cu turle de aur? Sau pentru o mașină de teren ca să, nu știu, să escaladezi păcatele? Asta e faza cu infractorii care se deghizează în preoți. Sunt niște amatori, domnule. Nu am greșit cum crezi dumneata, părinte, eu nu greșesc așa. Cea mai bună replică însă e aia cu: da, mă judecă Dumnezeu, șeful. Da, e de reținut și de aplicat în orice situație. Ai furat 1 miliard. E, așa e, da, mă judecă Dumnezeu, șeful. Ai mers fără bilet în autobuz. Da, așa e, da, o să mă judece Dumnezeu, șeful. Ai chemat minerii la București. I-am chemat, măi dragă, dar nu credeam că o să mă mai judece cineva.